Am să răspund la următoarea întrebare. Site-urile sunt alcătuite doar din limbaje HTML și CSS? Toate site-urile de pe web de astăzi sunt de fapt tipuri de limbaje HTML, chiar și site-urile realizate integral în Flash sau într-un instrument similar. Necesită ca cel puțin o mică parte să fie scrisă în limbajul HTML pentru a putea fi afișate în browser. Putem spune că HTML-ul reprezintă baza întregului web. De aceea Tim Berners-Lee este denumit și creatorul World Wide Web. Totuși, HTML este doar un limbaj descriptiv, iar simplitatea sa condiționată a contribuit la popularitatea și acceptarea sa generală, dar de aceea, pe de altă parte, nu poate funcționa singur. Astăzi, pe baza ceea ce face HTML, pot fi adăugate multe alte limbaje de programare care permit interactivitatea și existența unui conținut dinamic. Cele mai populare limbaje de programare de pe web sunt PHP, Python, Java, ASP.NET, JavaScript, Ajax, de care cred că ați auzit, dar și multe altele. Toate acestea lucrează în simbioză cu HTML. Pentru a prezenta acest lucru mai plastic, consultați paginile de contact de oriunde pe web, aplicarea pe diferite site-uri folosind User Pass, comentariile de pe Facebook, încărcarea dinamică a noilor tweet-uri de pe Twitter. Aproape fiecare a doua interacțiune a site-urilor și a utilizatorului se bazează pe un limbaj de programare. Deoarece HTML nu poate realiza acest lucru, pagina realizată doar în varianta HTML CSS ar fi moartă. Voi explica acest lucru mai jos în formularul de contact. În acest exemplu concret, HTML este responsabil de setarea titlului, a textului, trei câmpuri pentru introducerea datelor și un buton pentru confirmare. CSS stilizează culoarea, fontul și dimensiunea titlurilor și a textului, definește spațiul dintre rânduri și câmpuri, rotunjimea unghiurilor câmpului, culoarea de fundal a butonului, precum și lățimea, înălțimea, etc. Practic tot ceea ce vedem, dacă ne-am limitat la acestea, formularul ar arăta exact ca în imagine. Dar dacă am introduce un comentariu și am confirmat dând click pe buton, nu s-ar întâmpla nimic, deoarece HTML și CSS nu pot procesa date introduse. De aceea, în acest scop, se utilizează un limbaj de programare care va culege acele date din formular. Le va procesa și va face ceva cu ele. Va trimite un comentariu administratorului paginii site-ului pentru verificare și eventual pentru setare. Iar la sfârșit va afișa o nouă pagină unde va informa vizitatorul că ceea ce a comentat a fost salvat. Desigur, această nouă pagină este alcătuită din nou din HTML și CSS. Ajungem la concluzia că HTML și CSS, dar și limbajele de programare sunt strâns legate și interconectate pe paginile web moderne. După aceste observații introductive, care v-au creat o imagine generală asupra detaliilor înseși, cred că sunteți pregătiți să mergem mai departe. În această lecție ne vom ocupa de limbajele HTML și CSS, în timp ce despre web design și programare veți învăța în alte tutoriale. Continuăm cu tagurile HTML-ului.